Salutare, bă băieți, eu sunt Tibi și astăzi, după o perioadă foarte, foarte lungă de timp, am decis să fac din nou un Q&A. De ce? Pentru că a fost foarte apreciat primul Q&A de pe acest canal, m-am decis să mai fac încă unul și înainte să înceapă acest Q&A, vreau să vă mulțumesc enorm de mult pentru suma de abonați. Am făcut 363 de abonați, ceea ce nu mă așteptam niciodată. Vreau să vă mulțumesc enorm de mult pentru suma asta și pentru toate like-urile de pe live-uri de ultimul videoclip farsa aia lui Andy, dacă nu... Ați intrat vreo asta acum link în descriere să o vedeți. Înainte să înceapă acest Q&A, să spun așa, nu prea sunt multe întrebări, dar mă rog. Vă rog frumos să-mi dați și mie un follow acolo jos pe Instagram, vă las și Facebook în descriere. Nu uitați că în seara asta la 9:30 voi face live, deci este duminică, la 9:30 intrăm pe live, la ora 3 apare clipul, la 9:30 suntem pe live. Nu uitați să dați like, subscribe și share la acest canal, vă rog frumos, eu am fost Tibi, revedem cu videoclipul propriu zis. Așa, nu-mi drum, băieți, la întrebări. Prima întrebare este de la Vasile. Mai ești virgin? Da, încă mai sunt virgin, Vasile. Următoarea întrebare este de la David Calugari. Care este jocul tău preferat? Jocul meu preferat la momentul actual este Clash Royale, da. Am vechit, însă tot în inima mea țin aici. Următorul este de la Cuci. Mai ești la Arca? Într-un fel mai sunt, pentru că doar numele s-a schimbat. Numele este acum SSC Farul, dar noi practic tot Arca rămânem. Următoarea este de la Aidun. Tibi, ce te-a motivat să te apuci de YouTube? Că alții fac acest lucru, eu de ce nu pot să-l fac, de ce nu pot să pun zâmbetul pe fața oamenilor? Pentru că în ziua de astăzi, după cum puteți observa, foarte mulți oameni, majoritatea de fapt, cam toată lumea este tristă din anumite motive. Am facturi, am astea, am de plătit o grămadă de chestii, suferi din dragoste, mă rog, sunt mai multe chestii, m-am gândit să mă sacrific într-un fel, să mă fac de râs. Azi ce videoclipuri am, sunt pentru amuzament, vreau să râdă lumea, dacă ești râs într-o zi, uite, m-ai găsit din greșeală pe YouTube, te uiți la un videoclip handicapat de-al meu, bă, mă, și râs, uite mă ce treabă mi-a dat să fac asta. Asta m-a motivat bine, am vrut să fac oamenii să zâmbească, pentru că în ziua de astăzi, mai toată lumea este trist. Puteți observa și voi în RATC-uri, mă rog, pe stradă, cum... Zâmbești fals, frate, mă rog, asta e prima mea întrebare. Asta este de la frate, eu să zice, ce? Când o să mai ieși pe locul 2 la școală, la liceu? Următorul am, bossule, că acum... Înțelegi? Cum zic? Când o să te mai oftici la FIFA? Nu mă oftic niciodată la FIFA, pentru că te bat, n-am de ce să mă oftic. Tu te oftici mereu că te bat. Asta e, rămâne între ea. Laura, hai să vedem cine a zis și Laura. Cum te vezi peste 10 ani? Păi peste 10 ani mă văd muncind la casa mea cu o fată alături de mine. Ați înțeles ce am vrut să zic? Fata alături de mine, să-mi fac un trai mai bun. Poate voi continua cu YouTube-ul, chiar nu știu. Vedem cine rezervă timpul. Când ai jucat ultima dată barbut sub pătură? Asta este de la Dodu, care face mereu intro-urile. Dodu, eu mă joc barbut, asta e chestia, dacă vă înțelegi ce vreau să zic. Asta e... Următoarea este de la Marius. Ce părere ai despre mine? Apropo, aveam și promovare. Ai mai întâi să fac promovare. Dacă vreți să-i dați un follow acolo lui Marius Chiriac 12 pe Instagram, o să vă las și Instagramul în descriere. Hai să trecem la părerea mea despre tine. Poate fi una șocantă, poate. Mă rog. Părerea mea despre tine este una foarte bună, pentru că tu ai fost mereu alături de mine când am venit din prima zi care a venit la fotbal. Tu ai fost prietenos, m-ai luat lângă tine, m-ai învățat foarte multe lucruri și îți mulțumesc, frate, pentru că puteai să zici, bă, eu nu te cunosc, de ce să stau cu tine să te învăț? M-ai ajutat foarte mult și la unele meciuri te-ai prefăcut că te-ai accidentat, doar ca să intru și eu să prind niște minute acolo. Îți mulțumesc, frate, ești un om foarte de treabă, cu inimă foarte bună. Nu uitați să-i dați un follow acolo, mare, pe Insta. Următoarea este de la Dimitrie, parcă nu mai știu, da, Dimitrie. Ai fost bătată... n-am fost bătut. Bine, dacă îți mai dă câte o paie așa peste ceapă, că nu știi nici lucrurile elementare, asta e partea a doua. 2. Ai avut noroc la poker? Nu m-am jucat niciodată poker, deci nu știu cum se joacă, n-am avut noroc, mă rog, o să încerc dacă e. Ți-a plăcut vreodată matematica? Da, în clasa 5-a, chiar îmi plăcea foarte mult matematica, însă acum nu mai place. Sper că te-am ajutat, ceau, mersi, bosule. Ce te-a motivat să te apuci de YouTube? Ți-am spus mai înainte că era foarte bine și în ziua de astăzi lumea este tristă, m-am gândit că poate fac pe cineva să zâmbească, măcar pentru 2 minute cât o să aibă un videoclip sau 7, 10, mă rog, măcar să zâmbești acolo, știi, de uite mă, mi-a făcut ziua mai bună. Dacă ai avea șansa să joci la orice club de fotbal din lume, la care ai jucat și ce poziție ai avea pe teren,
extrem de mult să ajung și eu la Barcelona, să joc acolo cu Messi, cu Suarez, bine, să fie și Neymar, vă dați seama că jucătorul meu preferat este Neymar. Să joc cu ei trei, frate. Bine, și restul echipei, pentru că nu doar 2-3 jucători pot face toată munca într-o echipă. Mă rog, asta înțeleg ce am vrut să zic. Aș vrea să joc extremă dreaptă, cred, da. Asta îmi place mie cel mai mult. Pe o scară de la 1 la 10, cât de urât ești? Și întrebarea asta vine de la Pușcuță, băi, Dragoș Pușcuță. Cred că știți pe live-uri, este un vagabond. Ce să-mi faci? Sunt... Băi, Pușcuță, te omor la liceu. Pe o scară de așa, 8. Tu ești Pușcuță, cred că tu ai 12, direct. 1. Ai un animal de companie? Întrebarea asta vine de la Dea. Am două animale de companie. 2. Numește trei lucruri care se află acum lângă tine. Calculatorul, telefonul și o lampă. Care a fost? M-am uitat. 4. Ai frați, surori, desigur, am și frați și surori. Uitim eu pe mine, oamenii care nu merită, sincer, pentru că în ziua de astăzi, după cum puteți vedea, te-ți trăda și voi, probabil, de, pot să zic, na, cei mai buni prieteni, să vă zic așa. Ai avut încredere în persoana respectivă, te-a dezamăgit, tu ai oferit toată bunătatea ta și persoana respectivă, la schimb, te-a demonstrat că nu a meritat. Mă rog. Ați așa, să nu mai fiu bun cu toată lumea, pentru că nu toată lumea merită. 7. Ai vrea pe cineva alături de tine în acest moment? Nu am pe cineva alături de mine în acest moment, deci nu mai vreau. Mie de ani persoana respectivă, se știe. Deci e, se știe, mă referam la persoană. Deci e cel mai frică ție. Nu mi-e frică de nimic în afară de Dumnezeu. Da, dai seama. Care este sportul tău preferat? Fotbalul, iubesc foarte, foarte mult fotbalul. Aș da orice din lumea asta ca să... poți să practic sportul ăsta în continuare. 10. Cei mai buni prieteni, se știu, eu nu mai dau nume pentru că după aia se sprășea. Fie, se știe, frate, cine e cel mai bun prieten al meu sau cei mai buni, că sunt mai mulți, se știu fiecare. 11. Ceva ciudat ce s-a întâmplat. Oh, nu știu dacă e ciudat, cred că e firesc chestia asta. O să fiu trădat de o persoană foarte dragă, adică nu. 12. Câți abonați crezi că vei face în 2019? Nu cred, chiar voi face în 2019 peste 500 de abonați și vreau, vă rog frumos, să vă abonați în acest moment la canalul meu, să apăsați butonul de like, să apăsați și butonul de share ca să creștem cât mai mult, facem noi 1000 de abonați în 2019, hai că reușim, băieți, vă rog eu frumos. Următoarea este de la Sebi, vei face video challenge-uri cu fotbal? Desigur că weekendul viitor mi-aș dori să... închiriez un balon, să vorbesc cu băieții din clasă, să mergem să facem un challenge ăsta, crossbar, un video cu fotbal, să facem un crossbar challenge, chestii de-astea ce mai face la challenge-uri. Și ultima întrebare, cred că e, de la Zanfir, clanul Zanfir, băieți, dacă mai țineți minte, dacă nu, intrați pe canalul meu, am o farsă acolo cu un hell, o să vedeți, mă rog. Te-ai pus din nou cu Ioana, vai, șoc! Nu, boss, nu m-am pus cu Ioana, îți mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Cam asta a fost cu Q&A de astăzi, băieți. Vă rog frumos să vă abonați la canalul meu, să apăsați butonul de like și de subscribe, să-mi dați mie un follow pe Instagram și pe Marius Chiria. Yeah.